Nu-i dau drumul, e închis, drumul închis. Simplu ca bună ziua. Dar drumul e practicabil, stațiunea e destul de frumoasă, din cauza asta nu vin turiștii, că mulți zic că e închisă. Și cabanele, ia uitați ce turiști avem, numai câini. Tronsonul Rânca Obârșii a Lotrului de pe Transalpina este închis circulației încă de pe 1 noiembrie anul trecut și figurează a rămâne așa până pe 15 iunie. Zilnic pe aici trec turiști către stațiune și nu se opresc din drum pentru că văd cu ochii lor că se poate circula fără probleme. Mai ales că zăpada s-a topit în mare parte și mai este prezentă doar pe porțiuni mici, așa că oamenii se întreabă de ce drumul a rămas închis când, de fapt, este practicabil. Circulați pe tronsonul Obârșii a Lotrului Rânca? Da, în momentul de față, da. Și cum vi se pare? Se poate circula bine? Da, se poate circula. Cu atenție, da, se poate circula. Dar s-ar putea face mai mult pentru drum din partea celor de la Administrația Națională a Drumurilor. De ce credeți că nu au dat drumul încă la circulație? De lene. Tipic de lene. Ce mare lucru. Bagă o freză, o perie că-s multe pietre căzute și gata, ai dat drumul. Oricare merge pe aici merge încet, că merge la plimbare, deci nu face raliu și deci unde ar fi drumul mai îngustat cu probleme, cu astea sigur s-ar putea trece la mica înțelegere. Drumul e cu zăpadă pe alocuri, viscolită, iar ca să treacă oamenii cu oile la munte, l-au desfăcut cu lopețele. Pentru că autoritățile nu le-a dat voie, a zis că nu se poate face ceva, că e închis. Fiind închis, l-au desfăcut. Dar vi se pare că e practicabil pentru autoturisme? Nu, pentru autoturism, da, e practicabil, e foarte bun drumul. Se poate circula destul de bine. E asfaltat aproape 100%. Mai sunt unele locuri la podețe, la parapet, dar asta n-ar fi o problemă. Vin dinspre Petroșani, merg spre Novaci, Târgu Jiu. Și cum vi se pare drumul? Este circulabil? Da, este destul de ok, mai necesită anumite intervenții, gen drum trasat, anumite indicatoare și de asemenea pe alocuri sunt unele gropi, însă este destul de bun. Cum vi se pare că se circulă pe traseul Obârșia Rânca? Cum vi s-ar părea cu asemenea motoretă? De ce credeți că autoritățile încă nu-l deschid? Pentru că este mult de muncă. L-au închis pentru că a fost zăpadă, a fost timp rău. Acum nu mai are rost să mai închidă drumul, că se circulă. Se poate circula, da. Okay. Deci nu sunt căderi de pietre, nu mai sunt, credeți? Nu mai sunt, unde și unde, câte o piatră, dar mai vin drum mare, că au trecut acum în jos. Au trecut mașina care cu de întreținere și mai îngrijește drumul. Este, să zic așa, impracticabil 50%, că e foarte mult bolovani, e zăpadă. Și asta e, e o bandă de sens, tot zice că-i dă drumul, tot zice că s-apucă de el, dar n-avem ce face, că avem animale, avem sus, avem nevoie, trebuie să circulăm pe el, nu poate să-l închidă cum vrea ei. Păi ce să mai lucreze dacă s-a furat banii, nu s-o mai lucrează, unde? Deja s-a dus, drumul e neterminat, ce să mă... Când credeți că ar vrea să-i dea drumul? Când ar intenționa asta? Depinde de domnul prim-ministru, de domnul Victor Ponta. Că e de la noi din Gorj, depinde de dânsul, dar dacă dânsul acordă fonduri și ne dă voie, se poate. Pe tronsonul de drum Rânca Obârșii a Lotrului am întâlnit și turiști străini. Sunt atrași de frumusețea peisajului și de aerul curat. Au venit cu mașina sau cu bicicleta și ne spun că drumul nu le-a pus niciun fel de probleme. It's clear, but it's dangerous because it's not... Drumul este liber, dar este periculos pentru că nu sunt parapeți și nimic care să protejeze drumul. Peisajul este minunat. Pe anumite porțiuni sunt pietre și zăpadă, dar cu bicicleta este ușor de mers. Well, I've been driving for about, conducem de aproximativ 600 de kilometri și până acum toate bune. Eu sunt din Columbia și drumurile de aici sunt excelente. Sunt pietre pe porțiuni mici, dar doar pe porțiuni mici. În rest, se circulă în condiții bune.
Surse neoficiale din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România susțin că drumul nu poate fi deschis oficial, deoarece trebuie montați parapeții de siguranță. Conform contractului semnat cu CNADNR de Romstrade, firma ar fi respectat indicatorii tehnici și financiari, dar pe teren au apărut lucrări suplimentare din cauza terenului muntos care impun înălțarea parapeților. Aceste lucrări pot fi efectuate în două feluri. Fie guvernul aprobă noi indicatori financiari prin care să se suplimenteze sumele, eventual în paralel cu rezilierea contractului cu Romstrade, fie CNADNR organizează o nouă licitație pentru aceste lucrări sau Regionala de Drumuri Craiova lucrează în regie proprie cu angajații săi.